Multe dintre toalete sunt situate în curțile școlilor și sunt insalubre. Au o școală nouă, dar vor învăța tot în două schimburi în vechea clădire. 250 de elevi din localitatea dâmbovițeană Pietrari revin la cursuri în clădirea ponosită pentru că primăria s-a anecat ca țiganul la mal. Pus un bani pentru centrala termică și pentru amenajarea curții interioare a noii școli, chiar dacă întreaga construcție s-a făcut cu fonduri europene. Așa cum învățam două schimburi și este problemă pentru al doilea schimb pentru gimnaziu când orele se termină la 6 pe vreme de iarnă, deși avem mașină transport școlar, asta nu asigură decât transportul elevilor care vin de la unitățile comasate. Pe lângă aceștia mai avem destui care stau la depărtare. Constructorul spune că și-a încheiat treaba, de restul să se ocupe autoritățile locale, care au de achitat 3 miliarde de lei dintre cele 23 de miliarde cât a costat întreaga școală. Nu avem fondurile necesare pentru a termina această construcție și nici timpul necesar. Până începerea statului în anul școlar. Mai este nevoie de centrală termică, mai este nevoie de sistematizare pe verticală, care constă în rigole, în amenajare, curtea școlii, garduri. Partea de construcție. Este gata, facem curățenie și mai definitiv, și mai avem pe exterior. Și în județul Gorj.